Da, bun găsit la ordinea de zi, suntem din nou în emisie, uh, vorbim astăzi de foarte multe lucruri, uh, chiar dacă nu e luni, e o zi de marți și mai avem o singură, uh, mai avem o singură etapă de campionat, uh, o să vorbim și de sport astăzi, mai ales că știți uh, deja, Pandurii s-a salvat de la retrogradare, uh, a bătut poliaj de o manieră categorică, deși ieșenii au venit cam cu echipa a doua, înțelegând eu că vor juca pe viață și pe moarte în etapa de joi împotriva stelei, care, deci dacă reușesc să facă măcar un egal cu steaua, titlul s-ar duce la Târgu Mureș. Asta dacă oțelul e deja retrogradată, de nu o să facă un meci bun la Târgu Mureș, că în campionatul ăsta orice se poate, iar oțelul de când a retrogradat joacă mai bine decât când mai avea șanse de a se salva. De ce încep cu acest, cu acest lucru? Pentru că problemele la Pandurii, echipa noastră de suflet, abia acum încep. Și încep din două puncte de vedere. Pe de o parte, a apărut în presa de astăzi, vreo jumătate din jucătorii de la Pandurii sunt într-un fel sau altul gata de gata de plecare. Li se termină contractele și nu cred că vor rămâne, vor mai rămâne dintre ei. Din două motive. Bugetul pentru anul viitor va fi mai mic și în același timp avem totuși ceva marfă de export. Cel mai curtat, cel puțin din ce se spune, ar fi Mihai Roman care se, zbat, se situează acolo între 700 de mii și un milion de euro și de care ar fi interesată cel puțin steaua care n-are vârf de atac, deci e, ce are steaua în momentul de față sunt glume proaste pe posturile respective, și ar mai fi Paul Anton, care tot de steaua e vizat, Viorel Nicoara și chiar Peric, care s-a accidentat în ultima etapă sau nu, nu în, meciul de, în meciul din finala Cupei Ligii, deci, dar sunt șanse ca el să-și revină rapid, deci nu e atât de grav accidentarea. Problema e că la Pandurii, din ce se vorbește, am văzut în presa de astăzi, e deranj mare, trebuie acoperit, deci bugetul clubului are o gaură undeva la peste un milion de euro pentru sezonul următor. Dacă banii nu vin de la CEO și la ce se întâmplă în CEO acum, slabe speranțe, ar trebui să vină din vânzarea de jucători și dintr-o reducere a bugetului a cheltuielilor, inclusiv a salariilor. În aceste condiții sunt câțiva jucători cu contracte mari care probabil nu vor mai rămâne la Târgu Jiu, sau nu se va prelungi uh, contractul. Las la o parte că unii sunt chiar, uh, au avut comportamente jalnice, gen Nistor, uh, care n-a prea prins un meci bun de când s-a întors la Târgu Jiu sau oricum, nici la jumătate din potențialul care l-a arăta înainte de a pleca în Franța, las la o parte chiar alți jucători mai cu firmă, care și a făcut firmă inclusiv pe la Steaua, dar bă, e adevărat, Pintili va pleca, a și fost împrumutat. Deci avem din actuala formație a pandurilor peste jumătate nu o să-i să, -i vedem, n -o să -i mai revedem în sezonul viitor. În aceste condiții, obiectivul normal este salvarea de la retrogradare. De fapt, asta a fost și anul ăsta, și anul ăsta aveam trupă față de anul viitor. Și problema ce mă îngrijorează și asta am și vrut să vă spun și dumneavoastră e faptul că se vorbește Uh, am văzut pe mai multe, inclusiv în, uh, pe ziarele sportive, uh, se vorbește de evitarea, uh, pardon, de intrarea în insolvență, că riscăm să intrăm în, uh, în insolvență. Deci, e o mare problemă la panduri. Uh, dacă e să-l privim pe Edi Iordănescu, el anunță, să spunem așa, alte obiective Uh, Antrenorul D. Edenescu a dedicat uh, ultima victorie fiului său, Luca, și uh, spune el că uh, obiectivul, uh, să zicem, pentru anul viitor, uh, este clasarea în primele șase echipe din campionat. Uh, eu sunt de acord, uh, ar fi ideal cu asta, dar. Problema e că nu bate, uh, nu bate realitatea cu ce doresc ei. Și mai aflăm un lucru, și anume uh, nici, cu în privința, nici în privința președintelui nu s-a lămurit uh, situația. Deci avem tot indivizgen domnul Ioana și alții, dar am, uh, nu înțeleg ceva. Dacă CEO nu poate băga bani sau nu are de unde să-i bage, uh, al de Ioana și alții care taie frunze la câini pe la pandurii, de ce mai sunt ținuți acolo? Să ducă în producție sau ceva, la ce se pricep uh, domniile lor, că bănuiesc că la sport și la fotbal n-au cum să se priceapă, nu? În fine, uh, apropo de acuzația de blat la adresa lui Eugen Pârvulescu, nu s-a mai auzit nimic de nicio analiză. O comisie condusă de administratorul financiar al clubului, același Dorin Ioana, Uh, anchetează presupusul blat cu Universitatea Cluj la Târgu Jiu, dar și Federația Română de Fotbal face propria anchetă. Deocamdată FRF nu a răspuns la solicitările de informare publică făcută de ziariștii din Gorj și nu se cunosc rezultatele anchetei. Edi Ordănescu, tehnicianul CS Panduri, a declarat că speră să fie finalizată ancheta cât mai repede. Cităm, sper să se tragă linie la ce analiză se face și să dovedească că nimeni nu a fost implicat în nicio neregulă și după aceea vedem ce înseamnă viitorul acestui club nu pot să intervin în această analiză pentru ce s-a decis. Nu vreau să comentez nici decizia luată. Îmi doresc ca la anul cei care vom fi implicați în acest club să facem o strategie și să construim o echipă cu care să, ne vă, să vă mândriți, a declarat antrenorul. Acționarii de la Pandurii i-au suspendat contractul de muncă lui Eugen Pârvulescu și l-au revocat din funcție de președinte al Consiliului de Administrație pe baza unor articole de presă și site-uri de pariuri care sugerau că a fost plat la meciul dintre Pandurii și Universitatea Cluj. Deci, deja a trecut, au trecut mai multe săptămâni, uh, având în vedere că dacă s-a dorit retrogradarea echipei, acest lucru nu s-a produs, bănuiesc că ar trebui să avem și un rezultat. Iar rezultatul pentru niște oameni normal nu poate fi decât unul și același, pentru că altfel înseamnă retrogradare în divizia a doua. Nu știu dacă ne permitem acest lucru, dar orice e la Târgu -juc. Între timp, știți deja, uh, a fost ultimul meci uh, pe, pe stadionul uh, uh, Tudor Vladimirescu, cum se numea, stadionul central, vom avea în 2 ani un alt stadion foarte modern, până atunci rămâne să vedem din toamnă unde vor evolua pandurii, fiind mai multe variante, inclusiv în județ la Motru, dar cel mai probabil la Severin se vor juca meciurile pe teren propriu ale pandurilor. Deci o problemă în plus pentru formația gorjană după cele de efectiv cu câți jucători vor rămâne și multe altele. Deci am vorbit de sport sau am început cu sportul pentru că spre deosebire de alte lucruri din, din ce se întâmplă la Târgu Jiu, din alte domenii, sportul Merge, cum merge, adică rămân, în, au rămas în liga 1, avem 3 echipe de liga 1, una cea de bas și chiar cu performanță, deci în, înseamnă înseamnă ceva. Pe de altă parte, lucrurile nu sunt deloc în regulă la ce se întâmplă în domeniul, ce se întâmplă în domeniul socioeconomic, politică, practic toate nu mai știi cum să le dai în momentul de față în județul Gorj. Trecem la lucrurile mai serioase, dacă vreți să vorbim așa, și mergem la un scandal care se prefigurează în, la dată presa centrală. Vreau să vă spun că Știți cum e? Singurul politician român cu sânge în instalație, cum se numește cu ghilimele de rigoare, este Călim Popescu-Tăricianu care după ce a fost cotonogit de DNA prin acele cereri din ce în ce mai e dure ale DNA-ului de luare de documente sau ceva inclusiv astăzi a apărut o asemenea cerere n-a rămas nici el dator și vreau să vă spun că cel puțin într-un caz Tăricianu are dreptate adică președinta în altei curți are o problemă cu instanțele a pierdut un proces după o soție s-a dovedit că e nereală. Deci, în mod normal, în orice țară din lume, doamna, cum o cheamă, Stanciu, pleca acasă. Și bănuiesc că va pleca până la urmă, chiar dacă unora le e greu să se desparte de domnia sa. Deci, președintele Senatului, Călim Popescu Târgeanu, îi cere într-o scrisoare deschisă președintelui Iohannis să le înlăture prin demitere ori demisie, spune domnia sa, pe șefa DNA Laura Chioveși și șefa în altei curți, Livia Stanciu. Tăricianu acuză pe șefa DNA că a arestat-o preventiv pe nedrept pe Mariana Rarinca, în urma unui denunț calomnios al Liviei Stanciu, pentru ca ulterior să fie declarată nevinovată de instanțele de judecată. Deci, atenție! Aici este un abuz de drept. În cazul acesta, este o solicitare legitimă a unui politician și mă mir că nu vine și de la alți politicieni, dar vă spuneam, care se, se știu cu scheleții în dulap, nu mai fac valuri, încearcă să fie cât mai cominsă, nu cumva să li se descopere ceva. Tăricianu a făcut în fața presei câteva precizări pe acest mod, redate de colegii de la News, o să le iau și eu pentru dumneavoastră. Ne-am adresat Președintelui pentru că noi considerăm că suntem în fața unei situații extrem de grave. În condițiile în care președintele în alte curți acuză un cetățean obișnuit, atenție, aici nu vorbim de politicieni și alte categorii suspuse, acuză un simplu cetățean și se pune în mișcare, probabil într-o manieră nu foarte transparentă, parchetul și dispune arestarea acelei persoane care este privată de libertate peste șase luni în condițiile în care acum avem o hotără definitivă din partea curții de apel București, că este nevinovată, atunci începem să ne întrebăm ce se întâmplă cu unele persoane, nu vorbesc de întreg sistemul de justiție, care sunt în vârful a două instituții cheie, în alta curte și DNA. Dacă prin complicitatea lor ajungem la un astfel de abuz de putere, de care vorbesc în continuu de, câte, de câteva vreme încoace, și iată se dovedește că așa este, atunci cred că trebuie să recunoaștem cu toții că problema nu este doar una marginală, care vizează anumite categorii, ci oricare cetățean. n cum să-l contrazici pe tărician. Are dreptate 100%. Justiția nu este întărirea instituțiilor represive care pot să ducă la astfel de abuzuri. Tot el spune, este un semnal de alarmă pe care ni l-am permis să-l tragem. Este vorba de întreaga societate, de societatea civilă care trebuie să acționeze în fața unor astfel de abuzuri grave. Arestarea în loc să se producă pe baza unor dovezi concluente s-a produs pe baza unor suspiciuni, așa cum scrie în codul penal. Despre ce vorbim aici? Deci, ce spune Călin Popescu Tărician, președintele Senatului, aceste declarații au fost preluate de colegii de la Hot News este o scrisoare pe care a înaintat-o atât președintelui Iohannis, uh, cât și altor instituții de presă și vă spuneam, e o problemă în cazul acesta, și anume persoana reclamată de președinta în altei curți a făcut șase luni de închisoare pe un denunț care s-a dovedit calomnios în sensul că ea nu și-a cerut decât proprii bani de la doamna președintă în altei curți. Și, deci, a fost arestată, a făcut șase luni de închisoare și justiția, atenție, Curtea de Apel București, a stabilit definitiv că este nevinovată. Bun, cineva trebuie să plătească. Nu știu dacă, în cazul, să spunem așa, șefa DNA, să zicem, dar șefa în curți a făcut denunțul. Deci, conform judecătorilor, asta ce înseamnă? Înseamnă că a mințit, nu? La o asemenea instituție, în alta curte de justiție. Nu poți să rămâi cu un asemenea șef. Dacă dincolo, să zicem, în cazul de neauri, este un procuror care a plecat cu, a fost plecat cu sorcuva în cazul ăsta, cel puțin așa ne dovedește judecătorii, din coace e implicarea șefului instituției. A, că Tăricianu își plătește <laughs> propriile polițe, cum o spuneam, știți, cu solicitările acelea în cazul Șova și toate celelalte, pe de altă parte, nu poți să nu reacționez aici. Și de asta vă spuneam, e surprinzător că unii politicieni n-au reacționat pe motivul pentru că femeia aia avea dreptate. Acum cine îi plătește pentru cele șase luni de detenție? Sau orice om de pe stradă poate fi ridicat că s-a luat, să zicem, cu cineva, mai ales, în cazul nostru, președinta în altei curți. Deci aici, uh, cred că trebuie să avem și din câte am înțeles pe surse, Consiliul Suprem de a, pardon, CSMU s-a reunit astăzi după amiază și se pare că ia în discuție inclusiv cazul președintei în altei curți. Deci după într-o țară normală, doamna președintă pleca acasă fără să o dea cineva. Efectiv își dădea demisia după un asemenea lucru. Dar la noi știți cum e în România, nimeni nu-și recunoaște vina, nu pleci decât când ai ce te face sau te saltă unele organe de justiție. Uh, trecem peste acest subiect. Puțin plăcut. Face valuri. O să-l vedeți astăzi și mâine tocat mărunt așa de toate televiziunile, de toată presa. Pentru că uh, este într-adevăr o problemă. E nefericit pe, uh, pentru campania care se desfășoară de organele de justiție la acest moment. Parchet General. Direcția Națională Anticorupție, DICOT, în alta curte, să zicem așa, este o palmă dură de tot, adică pui sub semnul întrebării munca acestor organisme de luni de zile. Știți că atacurile au apărut mai demult, dar acum cu cazul ăsta nu mai ce zice. De asta spun că trebuie să cadă capete pentru a legitima din nou această luptă anticorupție. Cine are de urechi de auzit, să audă. Mergem mai departe și vreau să vă spun că avem uh, Comisia Specială Parlamentară de Elaborare a Legilor Electorale a definitivat proiectul de lege privind alegerile parlamentare, în forma sa inițială, ce urmează a primi amendamente care prevede uh, vot pe liste precum și norme de reprezentare, astfel că urmează să avem un deputat la fiecare 73.000 de locuitori și un senator la fiecare 168.000 de locuitori. Practic nu s-a schimbat nimic. Deci, cât am zis noi că facem revoluție, schimbăm, reducem parlamentarii? Mm. Practic, într-adevăr, sunt mai puțin mult decât acum, dar asta se făcea doar prin corectarea legii și sunt tot cum erau până acum, până în 2012. De fapt, avem un număr total de 466 de aleși, un număr foarte apropiat de cel din 2008 și este mult mai mic față de 588 care... Care sunt în prezent. Sau au fost, că vreo 20 și ceva sunt pe la Mititica, deci nu mai sunt 588. Uh, acum, știți, 466, nu-i tot una cu 300 cât au fost votate la acel referendum din 2009. Teoretic și democratic ar fi fost să mai trecem o dată, să mai facem un referendum ca să vedem ce își doresc românii. Adică rămânem pe ideea de 300, de 2009 Băsescu, o idee care l-a făcut din nou președinte, sau mergem pe varianta acest de 466. Până la urmă au hotărât parlamentarii, dar ținând cont de ce criterii, că cum să vă zic, da, avem 73 la deputați de 168 la senatori. În primul rând că nu știm câți din ăștia sunt în țară dintre cetățeni odată ca normă de reprezentare. Și a doua, nu știm, deci nu știm unde să ne raportăm și în al doilea rând în condiții în care deocamdată n-am schimbat ce face senatorul, ce face deputatul, deci fac cam același lucru, nu văd care este rolul sau de ce trebuie să, să alegem atâția? Pentru că nu fac nimic în plus. Deci, dacă nu schimbăm, trebuie umblat la lege să știm exact. Senatul face asta, Camera Deputaților face celălalt lucru. Acum, noi trecem o lege dintr-o cameră în alta, când e camera decizională una, când nici cealaltă, și tot așa și le pritocim și nu facem practic nimic. Bun. Membrii Comisiei, apropo de această lege, au decis adoptarea acestui proiect în unanimitate, însă PNL și PSD nu se înțeleg în privința numărului de aleși pentru diaspora. PNL dorin să păstreze numărul de preze de, din prezent de patru deputați și doi senatori, în timp ce. Uh, nu, e o greșeală la colegii de la Hornius. Deci probabil PSD dorin să păsteze numărul de 4 deputați și 2 senatori, în timp ce PNL vrea dublu. Liberalii au anunțat astfel că vor depune un amendament în acest sens la proiectul de lege. Întrebat după ședința comisiei cum comentează faptul că sunt totuși mult mai mulți parlamentari decât au votat românii la referendul din 2009, Liberalul, apropo de iată de ce vorbeam eu, liberalul Mihai Voicu, președintele Comisiei de Cod Electoral, a declarat că tot atunci, S-a votat și parlamentul unicameral, el considerând că două camere parlamentare nu pot funcționa cu doar 300 de aleși și că acest lucru va fi posibil când Constituția va prevede unicameralism. Este cel mai mic număr de parlamentari pe care am avut până acum, a declarat Voicu. Bine, acum și populația este cea mai mică din ultimii din ultimii ani. Deci, dacă ar fi să ne luăm după cifrele acestea care anunțate, avem 308 deputați. 134 de senatori, 18 parlamentari ai minorităților și 6 parlamentari ai diasporei. Deci totalul acela de 466. Acum vom vedea dacă se face așa sau nu. Și mai e o problemă care nu se... Cu votul prin corespondență sau cum să voteze diaspora. Pentru că votul prin corespondență din ce am citit și eu are multe probleme. Riscăm la momentul când îl aplicăm în România, să fim deși din țară care au mai rămas, să fie, n-am zis o peiorativ, dar știm că avem câteva milioane de români peste granițe. Practic să conteze foarte mult votul din sănătate și mai puțin votul din România nu mi se pare nici asta o soluție, în condițiile în care cei care sunt plecați din țară de foarte mult timp, unii chiar de mulți ani, nu mai știu de... Bune, își doresc să voteze, țin legătura cu țara, poate revin în țară, dar, cum să vă zic, nu mi se pare deloc în regulă ca un cetățean, și asta nu mai fac, că, ca a spus, o cred, un politician, s-ar putea chiar Victor Ponta sau... Deci, un cetățean care nu plătește impozite și taxe în țară, că sunt foarte mulți așa, a, că trimi banii în țară, trimit, dar pentru rude și altceva, asta e cu totul altceva și nu prin, de multe ori nu prin sistemul bancar, dar în fine, nu asta e problema, să aibă același vot cu un cetățean din România care suportă și bunele și rele de politicienilor din România. Și de ce vă spun că nu mi se pare corect? Dintr-un simplu fapt. Cel că e afară votează și că a votat rău sau bine îl doare în cot, în sensul că el trăiește cu totul altă realitate. Dar cel care suportă consecințele, dacă alegi un politician care nu-i bun, șoma și toate celelalte, lipsă locuri de unul și ăsta, sunt cei din țară suportă chestia asta. Deci, din această perspectivă, nu mi se pare deloc în regulă să avem aceeași pondere. Deci, diaspora, să aibă un cuvânt de spus, Iată, există varianta liberală cu 12 parlamentari, 4 senatori și 8 deputați. Mi se pare în regulă, deci mi se pare foarte în regulă, dar atât. Nu a merge mai departe cu aceste lucruri. Iar cine vrea să voteze, să se înscrie. Deci, bun, eu stau la Paris. Bun. Anunț ambasada sau cum se face pe lege, cum fac alte țări, deci la alții se poate, numai la noi nu se poate și anunț, da domne, vreau să votez la alegerile parlamentare din noiembrie, să zicem, anul viitor, că probabil așa vor fi. Și ok. A, putem face în coata, mai dată o dat putem să facem ca și greci. Adică dacă vrei să votezi și te îți pasă ce se întâmplă în Grecia, vii frate în Grecia și votezi. Dar să nu mergem la o extremă. Dar, sau dacă votăm prin corespondență, vă spuneam, există cu Uh, există cu dus duși, în, uh, duși întors această uh, vot prin, uh, prin uh, corespondență. De ce uh, spun acest lucru? Că uh, se întâmplă un lucru, uh, sunt anumite chestii care nu sunt foarte clare în aceste proiecte și am putea să avem surprize. Dar Înainte de a abandona acest subiect vis-a-vis vis -vis de alegeri, trebuie să fim foarte atenți și mai ales politicienii, ăia care au mai rămas în momentul de față și care n-au probleme, nu sunt controversați, adică practic n-au avut afaceri, nu au un trecut dubios, trebuie să fie atenți și să-i spună părerea cu adevărat pentru că ce se votează acum, probabil că într-o țară normală va merge câteva legislaturi. Deja ne-am întors acum pe votul pe listă. Normal pe undeva, așa avem posibilitatea să trimitem în Parlament și oameni competenți, valori, care așa rămân în afara Parlamentului că n-au bani. Bun, avem odată chestia asta, acum hai să facem și mai departe și să putem să facem din România ceva, ceva care să rămână stabil. De să nu votăm sub uh, imperiu, bă, dacă eu hotărăs, să zicem, numărul de parlamentar dublu, o să mă avantajeze pe mine la următoarele alegeri. Pentru că apoi te confrunți cu chestia asta la următorul ciclu electoral. Că aici se întâmplă la noi. De asta se tot schimbă legile. Dau o lege, cum îmi convine mie, după aia nu mai îmi convine că am trecut de la opoziție la putere sau... Bine, de regulă este și invers. Și atunci o schimb din nou. Deci de asta e problema și trebuie să ținem cont să facem legi în România care să poată rămâne valabile uh, mai departe. Apropo cu trecem și de la, astă, de la această să spunem uh, acest subiect. La unul o veste bună uh, pest, pentru unii și anume în alta curte de casație și justiție a decis mar să respingă propunerea procurorului DNA de a prelungi arestarea preventivă în cazul lui Radu Mazăre și dispunând că a fost o edil să fie arestat la domiciliu, după cum informează media Faxul. În același caz, judecătorii au decis ca și Sorin Struninski să fie arestat la domiciliu. Decizia de marți a instanței nu este definitivă, astfel că Mazăre și Struninski vor rămâne în arest preventiv. Uh, uh, deci vreau să vă spun, bine, Aici, cu, așa cu mai multe mandate, te eliberează pe unul, de fapt rămâi cu altul, dar bănuiesc că Mazăre nu mai este o miză la acest moment și a dat demisia în ultimile zile, cred că vineri, și a dat demisia din, de la primăria din Constanța și în acest moment cred că nu mai există o prioritate cazul lui, deci bănuiesc că la un moment dat se va alege și varianta aceasta, vor fi de acord instanța deci va rămâne definitivă ca el să facă arest la domiciliu. Deci avem pe Elena Udrea și mulți alții în această, în această, situație. Alții îi avem în situația aceea în care fac încă arest preventiv, alții sunt doar sub control judiciar, gen Radu Pricop, ginele lui Traian Băsescu, deși foarte multe spețele în care este implicat, cel puțin după ce ne spun știrile, când îl, vedem, când îl vedem la televizor. Mergem mai departe. Vreau să vă spun că am început cu sport, o să mă întorc puțin la sport, pentru că astăzi a ieșit un alt scandal. Și de ce să vă spun... Eu n-am prea dat dreptate lui Dumitru Dragomir, uns cu toate alifile, cu dosare, din ce știu eu, cercetate de DNA, dar cel care a îngropat uh, Craiova, de exemplu, el și cu Mircea Sandu, știți, cu vechea Craiova, dar asta e altă treabă. Uh, haideți să vedem ce cu Dumitru Dragomir. Un scandal de proporții a izbunit în lumea fotbalului după ce deținătorul drepturilor de transmisie a meciului din Liga 1 a cerut micșorarea contractului. Fostul șef al Legii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, cheamă de neau pe capul actualilor șef din LPF și susține că modul în care ei au negociat contractul e, cităm, pușcărie curată. Ha, 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 exact ce am spus eu. Când nu faci licitație, te ia mașina în bot. Acum să-i întrebe o pe ei, deci pe actualii conducători ai LPF, de ce nu au făcut licitație și cine răspunde pentru ce se întâmplă? Pentru că acum vine de neau. Eu dacă procedam așa cum făceam și nu făceam licitație, eram arestat de 100 de ori până acum. Acum își dă toată lumea seama că asta a fost șmecheria. M-au dat afară de la ligă pentru bani. E vorba tot de conducătorile PF. Au făcut contracte fără garanție eu nu am făcut unul fără garanții, pentru că în momentul în care încălcau contractul, pac, le luam garanția. Astfel, altfel, contract fără garanție, pușcărie curată. Cine a făcut asta să răspundă, a declarat Dragomir, pentru Mediafax. El le recomandă președinților de cluburi din Liga 1 să se adreseze procurorul anticorupție dacă vor ajunge la concluzia că înțelegea privind cedarea dreptului TV s-a făcut în mod fraudulos. Președinților de cluburi le transmis să fie tari pe poziții și să analizeze bine contractul. Dacă a fost făcut fraudulos, să se îndrepte imediat către DNA, adăugat fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal. De ce e discuția? Păi foarte simplu. Știți, condițiile mai puțin în regulă în toamnă când meciurile la TV au fost date unei firme mai ciudate cu două canale de televiziune la care nu se uita nimeni și care a plătit o primă tranșă după aceea știindu-se cu luni înainte că are probleme și când ne așteptam cumva oficial să se prăbușească totul a apărut con marele concern RCS care a venit cu bani, a preluat toate meciurile, inclusiv cele două canale, pentru că pe rețeaua respectivă se văd meciurile pe două canale. Și acum vor reducerea reducerea sumei pentru care s-a licitat anterior. Dar știți că când au preluat au spus că pre păstrează contractul. Bun, o problemă. Dacă banii nu vin Fotbalul românesc și încetează. Practic, majoritatea echipelor trăiesc din drepturile de televizare. A doua problemă, și aici are dreptate, dragomir, ce faci dacă tu n-ai o garanție? Ăsta spune, bă, eu nu mai le, nu le mai au meciurile, nu? Deși au anunțat că le dau următorii 5 ani, da? Bun, dacă eu nu-ți plătesc și tu ești în foame, vei accepta un preț mai mic, pentru că altfel, să te să închizi... Și Andra Maua, tot apropo citind din clasici. Ce se face în această situație? Nu vom mai avea meciuri la televizor? Nu că ar fi o mare pierdere, că practic la cum a distrus pentru sezonul viitor, cum a distrus federația campionatul, 14 echipe cu play-off, play-out, cu o întreagă Tâmpenie, în condiții în care tu ai jumătate din echipele în insolvență, deci n-au obiectiv cupele europene, deci în aceste condiții și alții se bala retroradare, deci practic nu vom avea campionat. Deci din punctul de vedere al marelui concern, aproape că înțeleg că vor să reducă pentru că nu vor avea mare interes. Ce să mă uit eu la avântul prăbușirea cu recolta nu știu care, încă, bine, am dat un exemplu, haideți să vorbim mai ăsta. Mă, ne uităm la pandurii cu Universitatea Craiova, ăia n-au voie să meargă în cupele europene că spre noi, ăștia nu vor avea resurse și nu vor avea fără. Și atunci mă uit la ei ca să mă uit. Nu? Deci, apropo de chestia asta. Dar atenție! Trebuia să, are dreptate Dragomir, că trebuiau niște garanții. Deci prevăd că pe domeniul fotbal vom avea foarte multe cazuri dacă se, se, bagă justiția pentru că au apărut scandalul pe meciuri trucate. Am zis că au fost monitorizate câteva zeci de partide de la divizia de la Liga 3 -a până la Liga 1, suspecte de blade, de ăsta se joacă la pariuri, se văd, deci e, e de e de rău în lumea fotbalului, nu știm când se va termina, dar oricum e greu de crezut că se va termina bine această, această, situație. Acum vreau să vă spun, să știți că mi-a atras atenția un sondaj. Un sondaj care cel puțin pe guvernați, guvernanții s-ar putea să-i bucure. Centrul de Studii și Cercetări Infopolitic, CSCI-ul, îl cunoașteți de când face acele cercetări în privința alegerilor, exipolurile acelea, a realizat un sondaj ale cărui rezultate reprezintă o serie de vești bune pentru guvern. Astfel, potrivit cercetării sociologice, românii sunt optimiști în privința efectelor scăderii TVA. Aproba activitatea ANAF și își doresc impozitarea suplimentară a marilor averi. Așa cu lălăiala la ANAF-ul, că nu știu ce, nu ține. Deci românii apreciază asta. A, era problemă cu Baxișu, dar știți că s-a renunțat la el, până la urmă nu se putea aplica. Bun, 87% dintre români cred că vor scădea prețurile după reducerea TVA la alimente. 40% cred că ar putea crește alte taxe. Votanții de stânga, dar și tinerii și nehotărâții printre cei care apreciază cel mai mult reducerea TVA la alimente. 52% au așteptări pozitive de la reducerea TVA la alimente. 31% au așteptări mixte și doar 17% au așteptări negative. 84% sunt de acord cu scăderea generală a TVA de la 1 ianuarie. Deci e logic să fie așa, care, deci 9 din 10 români sunt de acord, e normal. Doar 17% cred că scăderea TVA este o măsură de dreapta ce n-ar fi trebuit adoptat de un guvern de stânga. Mi se pare corect, de fapt, nu avem stânga și dreapta, nu avem măsuri de stânga și de dreapta. <coughs> Aproape și 60% dintre români Cred că scăderea TVA trebuie însoțită și de o creștere a taxării pentru cei cu averi foarte mari. Iar o idee corectă care a fost abandonată în ultimul timp, dar mi se pare, așa cum se face pe afară, hai să luăm și exemple de acolo. Noi luăm numai părți din exemplu ce ne convine fiecare, la fiecare. 73% au o părere bună și foarte bună despre controlele ANAF. Aoleu! Foarte interesant. 61% dintre români au păreri pozitive despre DNA mai mult decât în toate instituțiile politice, președinție, guvern, parlament. Interesant. Cei mai duri adversari ai ANAF se găsesc printre telespectatorii realității TV, B1 TV și Digi24. Ori, după cum știm aceste televiziuni, sunt de o anumită tabără politică. Nu prea bate una cu alta, dar asta e altă treabă, în sensul că cei care merg, să zicem, pe televiziunile respective, deci, de, dar de ce sunt televiziunile respective adversale a NAF? Mai puțin Digi, deci B1 și realitatea, au niște datorii, nu? La stat. Probabil că și asta contează. 87% dintre români, 87%, pardon, dintre români, cred că averile mari trebuie taxate suplimentar. Asta în condițiile în care nu există niciun proiect privind renunțarea la cota unică. 80% consideră că sunt necesare taxe mai mari pe consum de lux. Da, iar și aici e destul de dificil de aplicat. Uh, majoritatea românilor cred că statul nu are bani suficienți pentru că oamenii, oamenii nu-și plătesc taxele. Interesant, 80%. Deci începem să devenim conștienți că dacă eu nu plătesc taxe, ziua nu plătește taxe, statul nu are de unde să ia bani. E bine că am realizat măcar acest lucru. 9 din 10 români au auzit că au auzit de anunțul premierului că TVA-ul la alimente va scădea la 9%. Măsura este una foarte populară, 90% este clar de acord, chiar și din cei care nu au auziseră de măsură. Principalele așteptări ale publicului în urma scăderii TVA la alimente sunt scăderea prețurilor, 64% puternic de acord, 20% parțial de acord, creșterea consumului populației, 56%, și ajutorul acordat firmelor românești în competiție cu cele străine. Deci, ce ne dovedește acest lucru? Că românii încep să înțeleagă ce li se întâmplă. Adică, nu mai e că îmi place mie că, să zicem așa, îmi place mie că ponta, preș, premierul e tânăr, sau îmi place mie că Iohannis e german, sau îmi place mie că nu știu ce. Începem să gândim rațional și să spunem, bă, frate, sunt de acord cu măsura asta că dă drumul la economie. Plătesc prețuri mai mici. Deci, începem să devenim, să fim mai analiși și asta e foarte, foarte bine. A, chestiile politice dintre ei și atacurile, atacurile dintre ei nu e. N-ai de ce să. N-ai de ce să, să contrazici aceste, aceste lucruri. Bun. Mergând, mergând mai departe. Vreau să vă spun că astăzi au mai fost uh, lucruri interesante uh, și aș m-aș uh, referi puțin uh, la un subiect care a ocupat uh, sfârșitul de săptămână și iată că face valuri și în aceste zile. Adriana Săftoiu, fost consilier prezidențial, a publicat o carte despre culisele Cotrocenului, despre cei 10 ani alături de Traian Băsescu, anii când a fost uh, consilier prezidențial sau ce a mai fost. Uh, după părerea mea, chiar dacă sunt trusturi de presă care au făcut breaking news-uri și toate prostiile acestea, uh, cred că s-a încălcat anumite lucruri. Uh, nu cred că să zicem, unele lucruri ar fi trebuit spuse din culisele Cotroceniului din această perioadă, dar în context politic, în care uh, cel puțin liberalii și fac un efort deosebit ca uh, Băsescu să nu se mai ridice pentru că ar pune o problemă de legitimitate ca lider al opoziției, mi se pare întemeiat. Pe de altă parte, ce spune uh, fosta consilieră de prezidențială. Deci n-am motive să nu cred. N-am citit cartea, n-am găsit decât diverse fragmente preluate de presă, mai mult chestiile de cancan, -can, dar nu sunt lucruri care să ne șocheze. Adică se insinuează în carte o relație între Elena Udrea și Traian Băsescu. Dar se face atât folclor pe chestia asta de 10 ani încoace încât nu e o noutate. Că cum se intra la președinte, ce influență avea, că a zis despre Boc, că președintele, că e și piticul ăsta e nesătul și nu știu ce și nu știu cum. Adică, pe marinar îl vezi în postura asta de a zice și aceste, și aceste lucruri. Dar cel mai bun colaborator al președintelui a fost tot uh, Traian Băsescu. Bine, a apărut imediat și Sebastian Lăzăruiu cu o luare de poziție astăzi în care îl apără și îl face cel mai tare un politic care a avut de înfruntat și de și de în fine. Sunt lucruri adevărate și nu sunt lucruri adevărate în sensul că e și o propagandă. Deci aparatul de propagandă a pornit și de o parte și de alta și încearcă să ne convingă uh, fanii lui Băsescu că cartea nu e adevărată, că nu știu ce, iar partea cealaltă că vezi, doamne, uh, Uh, ăsta e cel mai diabolic personaj și că a făcut și că adres. Uh, adevărul cred că e la mijloc și pe o parte și pe alta, dar ce spune uh, fosta consilieră prezidențială, mie mi se pare... Mi se pare în regulă doar în sensul de deci, șca mărturie istoric. Dacă ne luăm după, să spunem așa, scopurile urmărite, ea și-a reușit. Deci vreau să vă spun că a dat, cartea s-a epuizat ca tiraj, deci e un bestseller și va fi cu siguranță. Iar în privința, poate îl bate pe președinte, apropo de primul pas, cartea care a lansat-o la sfârșitul săptămânii, vreau să vă spun că despre cartea președintelui nu s-a prea vorbit de data aceasta, S-a vorbit ceva înainte, a fost lansată, să zicem, de cu câteva zile mai înainte, a făcut, culmea, tot Băsescu i-a făcut campanie la cartea respectivă. S-a vorbit, dacă vă uitați pe presa ultimilor zile, nu s-a vorbit de cartea efectiv, ci mai mult de rochea doamnei Iohannis, care a costat nu știu câte mii de euro și altceva, cât ar fi costat și alte chestii. Deci n-am vorbit de esențial și de cartea în sine. Bine, acum sunt și detractorii. Mamă, președintele nu o să facă și să dreagă de parcă ar fi șeful guvernului, ca la americani. Asta să știu o carte. Și că ei ar fi așteptat să vă sunt, sunt unii din ăștia talibani, cum s ar spune. Nu, no, că președintele nu trebuie să se să facă. Și să... Ce să facă în condițiile Constituției actuale președintele? A, poate să zicem la un moment dat să-i un pumn Ponta, că altă variantă n-ar fi avut, deși după cum s-a văzut se înțeleg destul de bine cele două instituții și inclusiv cei doi, cei doi oameni politici. Altceva ce putea să facă? Pe de altă parte, dacă stăm să ne gândim președintele totuși are două cărți într-un rim destul de bun, adică să zicem, cealaltă se pare că s-a muncit mai mult la ea dar faptul că a scris o carte în 5-6 luni, probabil nici atâta, că e scrisă după alegiungerea la Cotroceni, mă face să cred că președintele scrie cu mare rapiditate. S-ar putea să avem să-l avem prolific. Adică dacă ne dă câte o carte la 6 luni, în 5 am de mandat, o să avem un raft Claus Iohannis. Acum, acum nu știu dacă e de bine sau de rău. Vă spun, n-am văzut cartea, pas cu pas am parcurs-o. Lucruri interesante, cred că aveam nevoie și de o chestie de genul ăsta, adică eu sunt unul dintre temerarii care am încercat să citesc și din cărțile lui Ion Iliescu. Dacă la cu Revoluția, una din cele cu Revoluția, care are mai multe, Revoluție și Reformă, cred că se numește. Mm sunt și lucruri care m-au interesat, restul e maculatură. Acum nu știu dacă e cazul și președintelui Iohannis, dar e de discutat în, acest, în, această privință. Ne întoarcem pentru ultimele minute în, în Gorj, mai ales că vrând nevrând revenim, revenim, la ce se, ce se întâmplă prin județul nostru și anume deci să zicem un urs a fost prins altul dă târcoale satelor din gor și a ajuns la pojogeni Acum vreau să vă spun că o veste bună că s-au ridic oprit ridicarea mașinilor, a fost ridicarea mașinilor a fost oprită de instanță, e o veste bună, dar în același timp cu aia care parchează unde nu trebuie, ce se va întâmpla? Trebuie să existe o variantă, pentru că la cum avem noi pe românii noștri, chiar și pe gorjenii noștri s-ar putea să blocăm orașele cu o chestie de genul ăsta. Acum vreau să vă zic că sunt în momentul de față în continuare sunt probleme la nivelul, la nivelul CO. Pe lângă faptul că s-ar putea să se reia exportul în Serbia, pe partea cealaltă s-au înregistrat niște pagube foarte mari, de deci niște pierderi foarte mari anul trecut, situația este destul de volatilă la nivelul complexului energetic Oltenia și părerea mea este că ar trebui făcut ar trebui făcută o o modificare, dar una care să rezolve lucrurile. Acum instituțiile financiare ne-au spus la situația de este acum în CEO că trebuie să ne reducem capacitatea la jumătate. Acum, încă o dată spun, dacă politic nu ia decizia să facem acel mix energetic de care se vorbește, n-avem decât să le închidem, pentru că ele costă foarte mult. Dar dacă închidem și să spunem guvernul ăsta sau guvernul actual sau guvernul viitor va ajunge anul viitor, în 2 ani, la concluzia că e mai bine să le avem, nu le mai putem. Dacă le desfințăm, nu mai putem să refacem aceste capacități. Și ar trebui să luăm exemplu de la Polonia, de la Germania, de la Anglia, care au redescoperit sistemul energetic pe bază de cărbune. În aceste condiții, ca să facem pași, să închidem capacității și apoi să ne căim, nu e în regulă. Deci, trebuie discutat foarte clar, stabilit ce și cum, pentru că riscăm să dăm cu ăștia în gar cum am mai dat-o noi, de fapt, la Târgu Jiu. Pe de altă parte, actuala conducere, care practic n-a făcut nimic în regulă, adică toate măsurile s-au oprit la jumătate și numai s-au bulibășit oamenii în interiorul CEO, logic ar fi să-și ia o vacanță mai lungă, eventual pe alte, pe alte meleaguri de soare pline. Încolo aflăm că costul unei tone de cărbune în gorj e de 57 de lei, așa că contractul cu Sârbii ar fi în regulă din această privință, iar în viitorul părții, deci Politica al CEO rămâne să ne lămurim, vin și politicienii din opoziție la Gor să facă un simpozion, guvernul zice că face și el, poate o fi de bine până la urmă. Om trăi și om vedea. Ne întâlnim la emisiunea următoare. Mulțumesc pentru atenție. La revedere.